mergem să continuăm seria bună a rezultatelor care le avem în campionat și sperăm să ne întoarcem cu un rezultat bun de la Mediaș. Din punctul meu de vedere, cred că am făcut prea multe egaluri de când sunt eu antrenor și mi-ar plăcea să avem o serie mai lungă de victorii. Chiar mi-ar plăcea să pierd și să câștig mai multe meciuri decât să fac egal. Nu, nu este tensiune, este doar o revanșă care trebuie să o luăm, noi personal. Pentru că este echipa care ne-a bătut în campionat și echipa care ne-a încurcat să ajungem pe locul 2 în ultima etapă. Din acest punct de vedere, eu cred că eu personal m-aș dori foarte tare să câștigăm la Mediaș. Din acest punct de vedere, eu ți-am înțeles că n-am fost niciun moment riscul să pierdem acele 7 puncte. Dar, cum am văzut că unii conducători sau un conducător în special stând numai pe la televiziune și pe radio cerând să câștige 3 puncte nemeritate, asta este. Te poți aștepta să primești această pedeapsă exact la sfârșitul turului de campionat? Nu, eu cred că dacă ar fi fost băgată din nou în roaf acel paragraf, cred că în niciun moment nu riscam noi să nu avem 5 jucători români în primul 11. Dar mi se pare că a devenit o problemă națională, am început să fac 5 jucători, cu toate că toată lumea îmi zice și mi-au zis de la început că nu e nicio problemă. Dar se pare că în România căutăm să câștigăm meciuri în afara terenului și nu pe teren. Din păcate, un conducător ar trebui să câștige pe teren meciurile, nu pe la televiziune și prin tribunale. Păi ce explicație să am? N-am nicio explicație. Doar că se văd impotent să câștige meciurile pe teren și încearcă să câștige pe afară. Duminica avea curaj să liști, să pui de pe față? De ce nu? De ce nu? Nu am avut nicio problemă cu a lăsa, a juca un meci doar cu străini în teren și n-am avut nicio problemă. Asta nu înseamnă că nu respect jucătorii români și nu mi-aș dori să am 20 de jucători români. Din păcate, cei mai buni au fost luați pe bani mulți la Steaua, ceilalți le-au luat Gică Hagi la Viitorul și dacă vrei să iei jucători români, costă de la 500 de milion, 1 milion jumate în sus. Băieții discută despre situația? Nu discută. Au fost nemulțumiți când a apărut știrea, au fost nemulțumiți de tot ce s-a întâmplat după aia, toate astea, dar i-am liniștit că din punctul de vedere al avocaților și al clubului nu este niciun pericol să pierdem acele 7 puncte. Sper să fie adevărat. Ce ai făcut dacă spuneau oficialii că treaba asta atunci și timpul campionatului? Că ce? Că n-ai fi avut voie să... Că s-ar fi introdus clauza asta despre care se tot vorbește. Da, aș fi respectat clauza. Nu mi-e greu să pun 5 români în primul 11. Cu toate că avem 7 și dintre 7 Mironescu e accidentat, acum Morar e accidentat. Dacă mi se accidentează 2 sau am suspendat 2, n-am de unde să pun român. Dar asta e situația în momentul de față. Am încercat să remediem și lucrul ăsta. Probabil voi pune, dacă am accidentați, voi pune accidentați pe bancă. Că așa e regula. Că așa vrea domnul care face scandal pe la televiziune. Mai are șanse să mai vină un meci? Nu, ce să nu mai are șanse? Are șanse în orice moment, se antrenează bine, dar în ultimele meciuri Dore a jucat foarte bine și n-avem niciun motiv să nu continuăm cu Dore, dar Abel e un jucător care avem încredere în el și în orice moment poate să ne ajute. Cum orice jucător din loc poate să ne ajute la un moment dat. Vineri la ora 12, la Madrid. La ora 12? Da. Tu ai fost cel care a propus?
Da, eu am aranjat meciul, da. De ce? Pentru că aveam nevoie de un meci când se întrerupe campionatul și a fost bine să putem să jucăm cu echipă de prima diviziune. Ca să continuăm seria meciurilor cu echipe valoroase. La ultima conferință, spuneai că vei avea o discuție cu Ghiel. Am avut-o. I-am spus că problema îl afectează din punctul meu de vedere și pe mine mă interesează doar randamentul lui în teren. Și dacă nu va avea un randament cum l-a avut până acum, probabil nu va mai juca și va avea șansa altul. Cum țin foarte mult să se antreneze foarte bine și se antrenează foarte bun în ultimul timp toți jucătorii și mă aștept ca acest randament la antrenamente și la jocuri să fie ridicat pentru a continua să joci. Dacă nu, va intra altul și dacă o va face bine, va juca acel jucător. Ghierne a semnat prindirea contractului? Nu. A fost conflict sau? Nu e treaba mea. Nu port eu negocierile cu Ghierne. Am întrebat și pentru că mi-ai spus că din punctul tău de vedere, clubul i-a făcut o ofertă foarte bună. Din punctul meu de vedere, da. Cintra lui nu? Cintra lui se pare că nu. Deci eu ca antrenor nu țin statisticile astea, nu mă interesează că sunt de 27 de meciuri neînfrânt. Mi-ar fi plăcut să și anul trecut să nu facem așa multe egaluri, să putem să fim cât mai aproape de Steaua în clasa mea și să avem locul 2 asigurat cu mult timp înainte de ultima etapă. Să ar fi lucru mie. Mi-ar fi plăcut să nu fac 3 egaluri acasă și să pierd unul, să câștig 2. Și eram acum poate la 6 puncte de Steaua și de asta. Sunt lucruri care pe mine mă interesează să fiu cu cât mai multe puncte în fața celorlalte și rezultate de egalitate, chiar dacă câștigi puncte sau un punct, altele câștigă 2-3 puncte și atunci câștigă 2 puncte în fața ta. Ești de acord cu președintele Mircea Sandu care a spus că nivelul fotbalului român este doar de Europa League? Probabil. Noi nu suntem realiști în România, din punctul meu de vedere. Adică? Păi, cu cine ne luptăm noi în Europa, indiferent cu echipe, ce infrastructură au echipele alea, ce buget au echipele alea, ce jucători au echipele alea și noi vrem să ne batem cu ele. Și dacă pierdem, Doamne, ce s-a întâmplat? Și realitatea este cu totul alta. Realitatea că ne batem o echipă cu un buget de, să zic, 10 milioane cât are Steaua, cu o echipă care are buget 300 de milioane. Atunci vrem să îi batem. Sau noi să ne batem cu 6 milioane buget, să ne batem cu Swansea, care are 80 de milioane. Nu suntem realiști. În materie de infrastructură, în materie de copii și juniori, în materie de tot ce vreți. Suntem departe. Ce împiedică pentru rusul mai ca și pe urmă? Banii.